Toate spitalele din județul nostru au semnat contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Călăraș. Luna trecută, dintre cele 5 spitale existente în județul nostru, 2 refuzau să semneze contractul cu CAS, motivând că nu sunt de acord cu tăierea numărului de paturi. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență Călăraș, care a pierdut 21 de paturi, și Spitalul Municipal Oltenița, care a pierdut 7 paturi. La vremea respectivă, președintele director general al CAS Călăraș, Marius Dulce, ne-a declarat că a fost anunțată Casa Națională de Asigurări de Sănătate, urmând să se întrunească o comisie de mediere care va da o soluție în acest caz. Soluția găsită de membrii comisiei de mediere a fost suplimentarea finanțării pentru unitățile spitalicești afectate de tăierea numărului de paturi. Vorbiți-ne un pic despre decizia comisiei de mediere. Ce s-a decis pentru unitățile spitalicești? Ține minte că în urmă cu ceva timp, doi manageri de spital au făcut gălăgie că li se taie numărul de paturi. Știu că acest conflict, îi spunem în ghilimele, a ajuns la Comisia de Mediere, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ce s-a decis acolo? Păi este simplu. S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. În sensul că la Comisia de Mediere nu ajung decât în condițiile în care spitalele și casa nu ajung la un consens din punct de vedere financiar și atunci Comisia de Mediere a luat act de ceea ce s-a întâmplat la Călăraș și a găsit soluția financiară ca să putem să încheiem acest contract pe anul 2019, de fapt pe jumătatea anului 2019. Când spuneți soluție financiară, la ce anume vă referiți? În sensul că, așa cum s-a mediatizat și așa cum bine știți, ambele spitale, de exemplu Spitalul Călăraș, au spus că le-am diminuat cu 21 de paturi. Asta însemna o pierdere financiară pentru dânsii de 135.000 de lei. Da? Iar acum, după mediere, analizând problemele financiare ale spitalului, am reușit să le acordăm o contractare fără PE. Acest PE este un indice de ponderabilitate care se aplică și acum ne aplicându-l și dându-i o parte din acest PE, pentru că nu îndeplinește Spitalul Călăraș de gând toate condițiile ca să ia PE-ul întreg, le-am acordat încă 385.000 în plus. În plus față de finanțarea inițial. Dată inițial. Da. Asta înseamnă o creștere cu de 2-3 ori, cam așa. Deci, de față de diminuare, i-am dat de 3 ori. Față de diminuare, vorbesc. Bun. Da, și în ceea de 2,7 ori. Am înțeles. Și în ceea ce privește spitalul de la Oltenița? Și la Oltenița, având în vedere diminuarea de 10 paturi, care fiind în punct de vedere financiar era undeva la 41.100, din ce mi-amintesc, am ajuns la o pondere financiară în plus la 193.000 de lei. Deci gândiți-vă că sunt de aproape 4 ori. În afară de cele două unități spitalicești, au mai existat unități spitalicești în județul nostru unde au fost diminuate? Sigur. Deci s-au diminuat 3 paturi, s-au diminuat 3 paturi de la spitalul săpunar. Nu au fost probleme acolo pentru că același, oricum le-am acordat fără pe la zona respectivă, în zona de așa. Și la Spitalul Lecliu, care la fel au înțeles și am găsit modalitatea prin care, pentru o notă de fundamentare foarte bine argumentată, am reușit să-i acordăm o parte din acest peș și dânșilor ca să compensăm financiar zona respectivă. Vreau să subliniez că în fiecare an Comisia Mixtă analizează acești indicatori conform contractului cadru și normelor în vigoare pe care trebuie să le îndeplinească aceste spitale. În fiecare an s-a văzut și s-au discutat cu managerii că nu îndeplinesc aceste criterii. Dar datorită faptului că în acea perioadă nu avea niciun furnizor, nici public, nici privat, care să ceară paturi suplimentare, paturile s-au redistribuit unităților de unde veneau. De aceea, anul acesta a fost mai atipic în sensul că un furnizor privat în zona Oltenița a venit și au solicitat 44 de paturi ca să deschidă un spital la Oltenița pe cronici. Comisia a analizat și nu i-a acordat 44 de paturi, ci a acordat 35 de paturi, deoarece, făcând analiza pe zona de vest a județului, în sensul că spitalul Budești avea la un moment dat 89 de paturi, din care 48 era pe acuți și 41 pe cronici, au verificat gradul de ocupare în zona respectivă
și au ajuns la concluzia că sunt suficiente 85% era grad de ocupare și din care au ajuns la concluzia că sunt suficiente 35 de paturi, deoarece și Oltenița, Spitalul Oltenița, au numai 7 până la 14 paturi. De acolo era și o problemă, pentru că medicul care se ocupa era un pic mai în vârstă, mai bolnavior și erau, niciodată nu-și făceau norma. Și am ajuns la concluzia că trebuie să avem și în zona respectivă un spital de cronici, pentru că chiar dacă per județ avem un număr de paturi pe cronici, dar în afară de spitale de monospecialitate, cum este DBC-ul, care acoperă Călărașul, Ialomița și ce mai avem pe aici prin jur, că au început să vină, la fel, spitalul de la Săpunari, de psihiatrie, la fel acoperă zona asta, zona de vest era liberă. Și în sensul că furnizorul de servicii cu unități spitalice și cu paturi vor să facă acolo recuperare, cardio, medicină internă, diabet, care nu acoperim acolo. Și comisia a zis că este oportun pentru, și fiind și primul furnizor de... Deci acest spital va acoperi toată zona de vest a județului. Da, așa trebuie, conform statisticilor și alea, ar trebui să fie suficient în zona respectivă de cronici. De când se va deschide acest spital de cronici? Păi deja este în contract cu noi de la iulie. Bun. Managerii celor două spitale, cei care au fost nemulțumiți, în momentul de față au acceptat aceste condiții? Au încheiat contractul cu dumneavoastră? Sigur. Au încheiat contractul cu noi chiar săptămâna trecută. Am semnat ultimele adiționale. Au semnat contractul inițial adiționale, dar fără valoare la momentul respectiv, că nu venise bugetul și atunci am venit și am așteptat bugetul să vină și au semnat cu valoarea de contract. Valorile sunt peste valoarea de contract, așa cum am spus, cu 300 și de mii și respectiv 100 și ceva de mii pe fiecare spital. Da. Ideea este că trebuie să înțeleagă toată lumea că noi nu reprezentăm spitalele. Noi reprezentăm asigurații. Și vrem să le asigurăm servicii de calitate și cantitative pentru a avea acces cât mai ușor. Pentru că dacă stăm să manageriem noi spitale, așa cum probabil s-a înțeles că noi ținem aceste spitale și trebuie să le finanțăm chiar dacă produc, chiar dacă nu produc, noi nu. Noi suntem pentru a asigura, suntem aici pentru a asigura și vrem servicii de calitate și la timp. Putem spune în momentul de față că nu mai există probleme, toate spitalele au încheiat contractul dumneavoastră, nu mai există, nu. Inclusiv noul spital privat. Inclusiv, toate spitalele au încheiat contracte și acum așteptăm servicii de calitate. Și pe final să lămurim un lucru, aceste paturi tăiate, așa cum se spune la dumneavoastră, nu dispar pur și simplu din spital. Pur și simplu sunt tăiate de la finanțare, deci, ca să înțeleagă toată lumea. Vreau să spun că aceste paturi nu le ia nimeni cu camionul, cum așa s-a înțeles în piață, când lumea a înțeles, așa s-a transmis, nu s-a dus nimeni să le ia. Aceste paturi au fost diminuate din contract, din contractul cu casa. Noi nu mai finanțăm 21 de paturi pe Spitalul Călăraș. Da? Dar am găsit soluția financiară și le-am contractat mai multe externări pentru a vedea că pot să facă și să creeze aceste servicii de calitate și să asiguratul nostru să aibă acces la servicii de calitate și în timp util.